Primul rând vă mulțumesc pentru prezența de azi de aici. Așa cum v-am spus, vin lunar până la terminarea lucrărilor. Luna trecută am dat niște ținte și pentru lotul 1 și pentru lotul 2, și anume undeva în jur de 65% pe lotul 1 și spre 68-70% pe lotul 2. Țintele au fost atinse, ca să fim clar, depășite chiar și pe lotul 1 și pe lotul 2. Asta înseamnă că luna cealaltă, când vin la începutul lunii iulie, pe primul lot ajungem undeva la 75, adică pe cel de la Dumbrava la Mizil. Pe Mizil Pietroasele, eu zic că lucrurile se vor apropia bine și progresul se va apropia bine de 80. Am ținut să fie lângă mine și constructorii asocierile și de pe lotul 1 și de pe lotul 2, fiindcă vreau să audă din gura mea felicitări. Felicitări pentru ceea ce au făcut și pe lotul 1 și pe lotul 2. E o mobilizare exemplară, ceea ce ne duce în situația în care termenul asumat de octombrie anul acesta să fie respectat. Mai mult decât atât, pot să vă spun că pe un tronson din acest lot 2, exact pe cel pe care ne aflăm, cel de 14 km, care a fost realizat de o companie românească, de Coni, lucrurile cred că pot fi finalizate, nu cred. Știu sigur că pot fi finalizate chiar sfârșit de iulie, maxim început de august, adică pe jumătate din lot. Doar că va trebui să găsim soluții suplimentare pentru descărcări. Dacă nu se vor găsi aceste soluții, rămâne termenul final de octombrie. Ritmul e foarte bun. Sunt peste undeva la 650 de muncitori pe lotul 1 total. Tot 600, chiar mai bine, și pe lotul 2. Sute de utilaje. S-a început și n-aș vrea să închei intervenția fără a vă spune că s-a început și se lucrează foarte bine și le-am văzut ieri. Șantierul pe lotul 3, Pietroasele, Buzău, s-a intrat. E o asociere de constructori turci, își văd de treabă, la fel ca și aici, lunar o să vin să văd progresul și la ei. Din păcate rămâne acel gust amar pe care n-am cum să nu-l am. Când anul trecut, în iulie sau în august, s-au semnat contractele pe loturile 1 și 2, repet, anul trecut s-au semnat contractele pe lotul 1 și 2, undeva la jumătatea anului. 22, da? 22, scuzați-mă, undeva la jumătatea anului, sunt 2 ani. Da? Putea să se semneze, să fie gata la finalul acestui an și lotul 3, dacă se respecta ceea ce am spus noi inițial, fiindcă într-un final tot acolo s-a ajuns, doar că un an jumate a fost pierdut, din păcate. E acel gust amar pe care n-am cum să nu-l am, dacă e să ne uităm în spate. Sunt 2 ani în care s-a făcut treabă și se finalizează exact cum ne-am angajat, ca în toamna acestui an aceste două loturi să fie finalizate. Dacă aveți întrebări. Înțelegem că pe lotul 1 a fost preluată de Coni, de firma română, nu. O suprafață, o lungime din... Peste tot sunt asocieri. Peste tot. E treaba liderilor de proiect să-și găsească contractori, subcontractori. Pe noi ne interesează să se respecte tot cadrul legal și să avem muncitori și companii care să facă treabă. Scuzați-mă, dar avem un exemplu foarte bun în această companie, Coni, care, exemplu, e aici, unde ne aflăm, care și-a făcut treaba foarte bine. Fiind aproape de final aici, probabil că ăsta a fost și scopul celor care gestionează lotul 1, de a impulsiona lucrurile pe anumite tronsoane și a lua pe Coni asociat, e treaba lor. Atâta timp cât se respectă tot cadrul legal, eu nu pot decât să încurajez să am
companii care să-și facă treaba așa cum se întâmplă aici și cum e cazul spus mai devreme. Dacă nu mai avem întrebări, ne vedem la început. Vă rog. Mai este o întrebare. Ia ziceți. Am auzit vorbind cu constructorii. Spuneați că nu s-au făcut deconturile pentru lucrările efectuate. Din ce cauză? Nu, doar pe o parte dintre ele. E vorba de asocierea Traceconii. Sunt anumite scăpări care eu cred că în perioada următoare vor fi înlăturate. Vina nu pot să spun că e a CNAIR-ului, că știți că n-am niciun fel de opreliști să spun și să mă asum și eu și domnul Pistol atunci când facem lucrurile greșit. De data asta nu e treaba în gestiunea noastră, dar ce am făcut? Am hotărât împreună cu domnul Pistol ca o echipă de la sediu CNAIR, condusă de unul din directori, în zilele următoare să vină aici și să încerce să desfacă toată acea birocrație, astfel încât munca să fie plătită. Nu ne mai aflăm în alte vremuri în care facem autostrăzi și facem canale cu muncă patriotică. Suntem într-o perioadă în care proiecte de acest tip se fac cu bani, iar cei care muncesc trebuie să fie plătiți. Sigur, avem exemple de companii în România, nu e cazul aici, care, și le-am dat ieri, care nu muncesc, dar vor să fie plătiți, fiindcă sunt foarte buni la claimuri. Adică ei, dacă vin cu 100 de muncitori în România, vin și cu 100 de avocați după ei ca să câștige acele claimuri. Nu e cazul. Chiar nu e cazul. Important e să depășim această etapă și ce nu s-a plătit să fie plătit conform legii, ca să fiu cât se poate de clar, să nu avem... Nu înțeleg. Care este stadiul întârzierilor sau cât la sută nu a fost decontat din ce s-a executat până acum pe acest tronson? Habar n-am exact situația. Suntem la, ca progres fizic, aici undeva peste 70% în teren, undeva 20-30%, 40% a fost plătit. Deci e o diferență de 30%. Banii există, dacă asta e întrebarea, bineînțeles, sunt bani din PNRR. Dar cum s-a ajuns la situația asta? Cine am spus că nu e... Aici există un întreg lanț. Ingineri, supervizori care trebuie să certifice lucrările făcute, fiindcă dacă nu se certifică, nu se plătesc. Și atunci a fost acest lanț care sper să fie deslușit în perioada următoare și cei care au muncit să fie plătiți. Fără niciun fel de problemă, nu avem niciun fel de întârzieri la plată, că ați fi auzit până acum, nu avem niciun fel de, să zicem, minusuri. Din contră, vrem să cheltuim banii din PNRR, iar la transporturi acești bani vor fi cheltuiți. Alte domenii probabil că sunt un pic mai stresate, dar la noi, așa cum vedeți, lucrurile merg. Stadiul de realizare a nodului de la Dumbrava, dintre A3 și A7, care este? La ce nivel s-a ajuns? Aici cred că domnul Retter ar putea... E importantă acea legătură cu A3. Da. Acolo suntem acum, la momentul de față, finalizat cu tot ce înseamnă umplutul și am început de sâmbătă trecută partea de BSC. Terminul va fi în următoarele 2 luni, pentru că să ajungem la ultimul strat de asfalt. Și atunci mai urma ultimul strat de asfalt, deci discutăm undeva în mijlocul lui septembrie să avem gata cu asfalt. Deci suntem în termen. Se va putea circula din A3 în A7? În octombrie. În octombrie. M-ați întrebat doar de nod. De nod, da. Bine. Ne vedem la început de iulie. Să vedem progresul în următoarea lună. Să știți că așa fac cu toate autostrăzile, fiindcă trebuie ținut acest ritm, astfel încât să ne înscriem în calendar. Sper să nu mai fie așa de cald, deși la început de iulie. Mulțumesc, mulțumesc. Haideți, domnul Pistol. Acum, nu știu ce vreți să vă spun, că eu vă spun. Ați stat de vorbă cu constructorii, ați făcut un schimb de impresii. Care ar fi nemulțumirile sau
ofurile constructorilor care ar fi ales dumneavoastră că sunteți beneficiari. Ce pot să vă spun, așa cum a spus și domnul ministru, suntem mulțumiți de evoluția lucrărilor. Îmi doresc să crească puțin nivelul utilajelor, numărul utilajelor și al personalului din șantier, astfel încât ca termenele stabilite să fie respectate. Nu avem niciun motiv de îngrijorare în momentul acesta că termenul de octombrie anul curent nu va fi respectat. În ceea ce privește stadiul de contărilor, întrebați noastră, procedura e următoarea. După ce se execută lucrările în șantier, se întocmesc situațiile de lucrări care se avizează de către supervizor, iar acesta emite certificatul interimar de plată, cu toate documentele de calitate aferente. După aceea, acest certificat de plată se aprobă de către beneficiar, iar ulterior se emite factura fiscală aferente lucrărilor executate. Deci cam asta este procesul simplist spus, pentru a înțelege mai bine. În momentul în care se întocmește factura, ea se plătește în termenul stabilit în contract, de regulă 60 de zile. Ce pot să vă asigur e că nu avem facturi întârziate la plată. Atâta doar că supervizorul, să înțelegem, nu a trimis de conturi. Nu a întocmit aceste certificate de plată și vrem să înțelegem foarte bine care sunt motivele care stau la neîntocmirea certificatului de plată. De asta am dispus împreună cu domnul ministru să trimitem o echipă din companie să clarifice aceste lucruri. Mulțumesc. Proprietarii expropriați au dat în judecată până acum statul român și CNAIR-ul. În legătură cu prețul terenurilor care au fost expropiate, aveți cunoștință dacă există procese pe rol în prezent? Noi, gândiți-vă, numai pe A7, cred că avem vreo 60.000 de expropiați, persoane fizice și juridice, de 60.000. Da? Evident că cei care se consideră nemulțumiți de cuantumul valorii au posibilitatea să ne acționeze în instanță. Pe cuantum, nu pe expropierea în sine. Și am auzit tot așa, vorbind cu constructorii, că ați spus că ar mai fi nevoie de o suprafață de expropiat? Nu. Nu, deci nu vorbim de expropieri suplimentare. Da. Încercăm să găsim niște soluții pentru a descărca această porțiune care poate fi finalizată în luna august. Dacă putem, pe zona aceasta, încercăm să găsim o variantă de descărcare astfel încât să dăm în circulație cât mai repede orice kilometru de autostradă. Sunt 14 kilometri care o să fie gata iulie-august, da? Care n-au descărcare la capătul lor. Ei și-au împărțit ei între ei acești 28 pe lotul 2. Lotul 2 are 28 de kilometri, da? 14 i-a făcut Conii, 14 trace. Conii termină în iulie-august. Dacă să-i folosim, trebuie să avem descărcări la capete, care n-au fost prevăzute în proiect inițial. Deci lotizarea inițială a fost prevăzută cu încărcare și descărcare la capete. Dar fiind o jumătate de lot, atunci trebuie să identificăm această soluție de descărcare. Ca să poată fi folosit cei 14 până în octombrie, când e gata. Se poate să-l întreb și pe domnul Onea, constructorul de la Conii? Eu sunt doar ministru, nu sunt patron la Conii. Domnul Onea, spuneți. Cât mai aveți ca să terminați la sfârșitul august acest consum de 14 km? Așa cum a precizat și domnul ministru, deci noi suntem undeva a Conii, undeva la 90%, deci la jumătatea lunii august, cred că acești kilometri de 14 kilometri vor fi gata. Înțeleg că ați ajutat și constructorul bulgar, asociatul dumneavoastră, dar v-ați inclus și în partea cealaltă către Pizarotti. Suntem asociați și trebuie să ne ajutăm. Ne-au ajutat și ei, am ajutat și noi. Tracea a avut o întârziere destul de mare la început față de dumneavoastră. Da, fiind construită, probabil și noi, constructor român, dacă lucram în Bulgaria, probabil aveam o întârziere. Trace un partener serios, un partener care cred că va finaliza lucrările până la termenul contractului, de nu văd probleme în sensul ăsta. Mulțumesc! Mulțumim mult! La revedere!